Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Prefectul Nicu Șorhalici a dispus efectuarea de verificări lunare în centrele sociale din Vrancea. Hotărârea a fost luată în ședința Colegiului Prefectural, care a avut loc joi după amiază. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural din data de 27 iulie, prefectul județului Vrancea, Nicu Șorhalici, a propus un proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activității de monitorizare a modului de desfășurare a serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor în centrele din județul Vrancea. Proiectul de hotărâre prevede ca mai multe instituții să desfășoare lunar activități de monitorizare în aceste centre, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea și Inspectoratul de Poliție al județului Vrancea să efectueze acțiuni de verificare în centrele anterior menționate, conform planurilor proprii. Vă propun așa, ca la articolul 1, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, Direcția de Sănătate Publică Vrancea, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vrancea, sunt toți aici? Vor efectua permanent acțiuni de monitorizare în conformitate cu atribuțiile specifice domeniului propriu de activitate cu privire la modul de desfășurare a serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități, copiilor, la fel cu dizabilități, din centrele, indiferent că sunt autorizate sau nu, din județul Vrancea. Și aici aș vrea să fac o remarcă. Chiar dacă înțeleg că sunt instituții sau reprezentanți sau funcționari din instituții care știau de acele patru centre că ele încă funcționau și asta se va descoperi pe parcurs, nu a fost o prioritate la acel moment, dar este o prioritate în această perioadă și nu trebuie să mai trecem sub nicio formă, prin astfel de situație, în niciun domeniu. Vreau să aveți în vedere și vreau, cel puțin fiecare acolo unde aveți și responsabilitate sau colaborare interinstituțională cu unitățile administrativ-teritoriale, AJPIS-ul în special, domnul Dumbravă, cu serviciile de asistență socială de la nivelul fiecărei primării, să vă spună în mod explicit, le faceți o adresă în care să spună dacă mai au cunoștință de existența unor centre pe raza localității. Nu știu, ei înțeleg pentru că nu au reglementată posibilitatea de verificare a existenței autorizației, a vizelor și a mai departe a centrelor. Ei să ne spună dacă au cunoștință de existența unor centre pe raza localității. Conducătorii instituțiilor nominalizate vor prezenta în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural rezultatele acțiunilor desfășurate în luna anterioară, precum și măsurile dispuse. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Consiliul Local și Primăria Focșani vor acorda premii în bani elevilor din Focșani care au luat nota 10 la evaluarea națională. Fiecare absolvent cu punctaj maxim va primi câte 2000 de lei. În ședința Consiliului Local de ieri s-a votat proiectul prin care municipalitatea îi premiază pe elevii de 10 la evaluarea națională. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023 a sumei de 16.000 lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2023, an școlar 2022-2023. Inițiator domnul primar. Vă rog dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Damian. În sală toată lumea este pentru. Pe online, doamna Balaban. Pentru. Doamna Drumea. Pentru. Domnul Gongu. Pentru. Doamna Marcu. Pentru. Domnul Nedelcu. Pentru. Și doamna Pristavă, vă rog. Pentru.
cu 20 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. A devenit o tradiție ca în fiecare an Consiliul Local și Primăria Municipiului Focșani să premieze performanța în educație, să îi recompenseze pe elevii de 10 la examenele de evaluare națională și de bacalaureat. Fiecare elev va primi câte 2000 de lei. Cei care au obținut punctaj maxim la evaluare națională sunt Elena Fătu și Ileana Veronica Nițu de la Școala Gimnazială Duiului Zanfirescu, Focșani, Daria Elena Budescu de la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Nicol Udrea de la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Alexandru Mirică de la Școala Gimnazială Ion Bazgan, Octavian Jora de la Școala Gimnazială Adrian Păunescu, Andreea Ștefania Asănache de la Colegiul Național Unirea și Ana Maria Cernei de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Dintre elevii care au dat examenul de bacalaureat în această vară, nimeni nu a reușit să obțină în media 10. Felicitări și părinților, bunicilor, dar și cadrelor didactice pentru că au avut grijă de acești copii minunați. Absolvenților de liceu care vor pleca la facultate în orașele universitare, le urez mult succes în continuare și să nu uite că Focșani este acasă, le transmite primarul Cristi Valentin Misăilă. Școala Gimnazială Răcoasa va purta numele academicianului Aurel Iancu, originar din această localitate. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Local Răcoasa, care a avut loc astăzi. Școala Gimnazială Răcoasa, care a dat peste ani nume importante în diferite domenii de activitate, va purta numele academicianului Aurel Iancu, născut la 17 decembrie 1928 în Comuna Răcoasa, județul Vrancea. Decizia a fost luată astăzi în ședința Consiliului Local Răcoasa. Inițiativa aparține însă unui cadru didactic născut în aceeași localitate, respectiv Gicu Dogaru. Academicianul Aurel Iancu are 95 de ani, este căsătorit, are doi copii, pe Rodica, care este violonistă, și Gheorghe Mihai, care este doctor în matematică. Conform site-ului Wikipedia, a urmat clasele liceului comercial din Focșani, pe care le-a absolvit în 1948. Apoi a absolvit Facultatea de Științe Economice a Academiei de Studii Economice din București în 1952 și a obținut titlul de doctor în economie în 1972. În anii 1953-1959, Aurel Iancu a lucrat ca economist principal în Ministerul Industriei Grele, iar începând cu 1960 a intrat prin concurs la Institutul de Cercetări Economice al Academiei Române, ocupând diferite poziții: cercetător principal, șef de sector, director științific, director de proiecte. Începând din 1991, este conducător de doctorat în Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române. În anul academic 1970-1971, Aurel Iancu a obținut prin concurs o bursă de studii în Statele Unite ale Americii în cadrul programului de schimburi internaționale de cercetători. Aurel Iancu a publicat peste 250 de studii științifice, din care 19 cărți, 12 autor unic și 7 în colaborare și coordonare. 210 locuri de muncă pun la dispoziție angajatorii din județ în această săptămână. Mai multe țări din Comunitatea Economică Europeană sunt de asemenea dispuse să angajeze români. În străinătate au fost declarate vacante 296 de posturi. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a publicat lista locurilor de muncă disponibile pentru următoarea săptămână. Aceasta cuprinde atât ofertă pentru județ, cât și în mai multe țări din Comunitatea Economică Europeană. În Vrancea sunt 210 posturi, iar în străinătate 296. Angajatorii vrânceni pun la dispoziție locuri de muncă în mai multe domenii, cum ar fi primitor, distribuitor benzină și motorină, mecanic agricol, mecanic auto, lucrător sortator deșeuri reciclabile, îngrijitor clădiri, barman, ambalator manual, măcelar, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușelei, zidăriei, plăci de mozaic, faianță, gresie, conducător auto, transport mărfuri, operatori mașini unelte, comandă numerică, operator calculator electronic și rețele, operator la mașini de măcinare fină, produse chimice, sudor manual cu flacără cu gaze, tâmplar universal. De asemenea, se mai găsește de muncă pentru cei de meserie, electrician de întrețineri și reparații, operator cu confecționer industrial, îmbrăcăminte, dințesături, tricotaje, lucrător comercial, muncitor necalificat în industria confecțiilor și la montarea, asamblarea pieselor. Tot în Vrancea, oferta, care este una variată de această dată, pune la dispoziția celor interesați locuri de muncă pentru strungar universal, sculer, matrițer, ospătar, ajutor bucătar, ciontolitor, tranșator carne, confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, fierar betonist, fochist la cazane de apă și cazane de aburi de joasă presiune,
pensiune, spălător vehicule, stivuitorist, zidar, restaurator, zugrav, reprezentant comercial și recepționist. În Comunitatea Economică Europeană, mai multe țări vor să angajeze români, printre acestea Austria, care are nevoie de tehnician electrician, supraveghetor conducte industriale sau pentru instalații mecanice, șofer de autobuz sau autocar și montator țev de termoficare pentru construcții. În Germania se pot angaja cei de meserie zidar, tencuitor, operator utilaje și instalații, electronist, mecanic industrial. În Norvegia sunt disponibile locuri de muncă ca farmacist, mecanic motoare, mecanic industrial și electrician. Spania are nevoie de tehnician, mentenanță mecanică, echipamente industriale și electromecanic, Irlanda de îngrijitori copii și lucrător comercial, în Olanda este nevoie de legumicultori, Belgia are nevoie de măcelari, iar Slovenia de muncitori în turnătorie. Informații suplimentare și oferta completă a locurilor de muncă poate fi găsită la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, în Bulevardul Unirii numărul 53 a Focșani sau la telefon 0237-224677. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a mausoleului Mărășești. Momentul va fi marcat pe 6 august, eveniment de înaltă ținută la care sunt invitați să participe vrânceni din tot județul. În urmă cu 100 de ani, în Vrancea, la Mărășești, se punea piatra de temelie a celui mai important memorial dedicat ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă din timpul Primului Război Mondial, mausoleul eroilor de la Mărășești. Pentru a onora memoria eroilor și pentru a marca acest moment istoric, Consiliul Județean Vrancea, alături de Muzeul Vrancei, Ministerul Apărării Naționale și Garnizoana Focșani, organizează în acest an un eveniment de înaltă ținută care va avea loc duminică 6 august 2023 la ora 10:30. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a transmis, citez: "Vă invit să fim împreună în data de 6 august la mausoleul eroilor de la Mărășești, la ceremonialul militar și religios, cât și la momentul evocator, pentru a ne aduce omagiul eroilor care s-au jertfit pentru înfăptuirea idealului național. Centenarul mausoleului eroilor de la Mărășești reprezintă un moment de recunoștință pentru cei care au clădit unul dintre cele mai grandioase monumente de război din Europa, care alături de celelalte trei mausolee de la Mărăș, Soveja și Focșani, fac din Vrancea un județ unic în România." Am încheiat citatul. Programul centenarului mausoleului eroilor de la Mărășești este următorul. La ora 10:45 va avea loc instalarea gărzii de onoare. La ora 11, acordarea onorului militar, intonarea imnului României, Salve de Tun. La 11:06, prezentarea istoricului mausoleului eroilor de la Mărășești. La ora 11:12 va avea loc un serviciu religios, iar de la 11:20 vor începe alocuțiunile. La 11:30 va avea loc depunerea de coroane a reprezentanților și autorităților publice, județene și centrale, iar la 11:40 intonarea semnalului Liniștea. La 11:45 defilarea gărzii de onoare, iar 5 minute mai târziu un moment evocator. La ora 12:10 vor avea loc depuneri de coroane din partea reprezentanților instituțiilor publice, asociațiilor și partidelor politice. Vă așteptăm la Mărășești să onorăm împreună înfăptuitorii celui mai grandios memorial dedicat eroilor. Au transmis reprezentanții biroului de presă al Consiliului Județean Vrancea. Centrul Cultural Vrancea organizează la Paltin, în data de 30 iulie 2023, festivalul concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului. Evenimentul a ajuns deja la ediția cu numărul 54. Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, alături de Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin și Obștea Paltin, organizează duminică 30 iulie 2023 la ora 12, în Comuna Paltin, festivalul concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului, ediția 54-a. Manifestare cu caracter interjudețean, festivalul își propune ca principal obiectiv cunoașterea, promovarea și valorificarea tezaurului etnofolcloric, autentic, național și introducerea acestuia în circuitul național al creațiilor artistice ale genului. Juriul festivalului este alcătuit din specialiști din domeniul muzicii, etnografiei și folclorului. Președinte este Ciprian Chițu, conferențiar universitar doctor la Universitatea George Enescu Iași și dirijor, iar membrii Lorena Oltan, interpretă de muzică tradițională, realizator de emisiuni radio, și Cristian Mușa, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, secția colectivului etnomuzicologie-etnocoreologie.
Concursul va fi prezentat de Sorin Francu, managerul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani și Cosmina Adam, expert la Centrul Cultural Vrancea. În cadrul festivalului vor concura ansambluri folclorice care vor prezenta obiceiuri tradiționale, cântece și dansuri populare specifice zonei etnofolclorice de care aparțin, din țară și din Republica Moldova, promovând și conservând creațiile artistice autentice românești, după cum se arată într-un comunicat al Centrului Cultural Vrancea. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi doar parțial noros, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!